Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Bihor au făcut percheziții la Inspectoratul Județean de Poliție Bihor. Cercetările au loc într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție. Procurorii DNA Bihor, Serviciul Teritorial Oradea, au descins astăzi la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Bihor. Perchezițiile au fost făcute în biroul chestorului Liviu Popa, șeful Poliției Județene, dar și la domiciliul acestuia. Este vorba despre un dosar în care sunt implicați șeful Poliției din Beiuș și al Poliției Rurale din Beiuș. Aceștia ar fi protejat activitatea infracțională a mai multor oameni de afaceri din zonă, ale căror dosare penale ar fi fost ținute la sertar. În urma perchezițiilor de astăzi, procurorii DNA au constatat faptul că însuși șeful Poliției Bihorene ar fi știut de aceste practici.